What is it there? Are they close? Mine! I was the first to find it! What the hell? You beat me, John! Get off me! Well, how do I put this? Stop fighting for skins in the game! Get them on Hellcase! New giveaways every day! Follow the link in description and use a code to receive your bonus! Salut, băieți! Bine v-am găsit la onore... La... Salut, boys, bine v-am găsit la o nouă serie pe acest canal, evident, o serie, din nou, copiată. Mă bucur că ești atât de informat cu toate detaliile. O să facem de quiz cu Modo, pe care îl vedeți aici pe ecran, în stânga sau în dreapta mea. Salut, guys! Ideea e în următor. În 2 minute 30 o să-i punem o serie de întrebări, iar el trebuie să răspundă la măcar 13 din întrebările pe care o să-i le pun. Dacă nu știe o întrebare, are dreptul să dea pas, dar evident sunt doar 20 de întrebări, deci trebuie să vadă nici să nu dea pas la prea multe. Dacă dă pas, nu primește minus un punct, dar ideea e să nu dea pas la prea multe, să încerce să răspundă la cât mai multe corecte. Sunt și întrebări generale și întrebările legată de jucătorii români de Counter, chiar și de coechipierul lui, și să vedem cât de rapid este. Și aici putem să rupem cringe-ul, ca la alte clipuri de ale mele, și putem să zicem că ați văzut cu toții cât de rapid e Modo cu Polaro. Hai să vedem cât de rapid răspunde la întrebări. Cringe level, ca orice clip al meu extrem de cringe. Ești pregătit? Că mă pregătesc, dau și drumul la timer, da? Hai. 3, 2, 1... Start. Care este jucătorul român de CS cu cel mai mare venit obținut din concursuri? Delu. În momentul de față, câți jucători străini joacă la o echipă românească? 3. Câte ediții JLF au fost până în prezent? 3. Greșit. Ce vârstă are coechipierul tău, Edim? 22. La câte echipe românești ai jucat la Onyx pe Special TV? La 2. Greșit. Game Agents 2020. Regalis, Mac, completează line-up-ul. Regalis, Mac, Mark, Sound, Rene. Bun. În anul 2021, harta Ancient înlocuiește harta? 3. Câte evenimente cu locul 1 are echipa OneTap în palmares? 3. Greșit. Care este jucătorul după Special TV cel mai bine cotat la Super Battles 2022? Modo. În cadrul sezonului 3 Romania Esports League, unul din jucătorii echipei OneTap de atunci nu se mai află în lineup. Exe. Cu ce echipă a debutat Smack pe Special TV? Cu Game Agents. Nu, Redfield. Da. SL Southeast Europe, Joe High 40-10 vs Resistance. Care sunt coechipierii lui din Invictus Aquilas? Starkiller, The One, Soulless, Speezy. Greșit. Care sunt jucătorii români care împart același nume de familie, dar totuși nu sunt frați? Pasă. Echipa la care a jucat, XPC Nexus Infinite. Cine e jucătorul? Selo. Greșit. Primul jucător român calificat în FPL? Lord. Next please, XPC Nexus Epsilon. Jucătorul? Cosmin. Ce jucător român este supranumit tancul României? Rider. Care este jucătorul cu numele de familie Vrânceanu? Pas. În 2017, în top 20 Special TV overall, erau doi jucători români. Care sunt aceștia? Cosmin și... Și? O secundă? Nu. S-a terminat timpul. Era Cosmin și Xelo. Am vrut să zic Xelo, dar nu știu ce m-am reținut. Ok, și la jucătorul cu numele de familie Vrânceanu era Jaxi. Jaxi, ai. Bun, overall cred că ai învins challenge-ul. A fost și relativ easy. Unele da și unele au depășit. Cred că a fost și relativ easy, dar fiind și primul episod, să zicem că le-am ales cât de cât... Cred că am făcut 16. Cât de cât ok. Bă, o să văd imediat, să mă uit pe filmare, să vedem dacă îți dăm premiul sau nu. Anyway, mersi că ai venit să participi la challenge. Modo are și el un canal de YouTube, chiar astăzi a început să dea drumul la live-uri, o să pun aici un highlight cu el de astăzi cu AVP-ul. Și o să vă las linkul lui de la socials, YouTube, în descriere, să-i dați și lui un sub. Să vedem dacă ai câștigat challenge-ul. Bun, după verificare, deși era destul de evident, am zis că totuși să verific, a câștigat, a bătut acest challenge. Stop! În urma unei investigații mai amănunțite, reiese faptul că Modo de fapt a pierdut acest challenge. Totuși am hotărât să-i acordăm voucherul de pe Hellcase. E vina lui Cox. O să-i oferim un promo code pe Hellcase pe care poate să-l folosească, să deschidă o cutie sau să, nu știu, să joace acolo la upgrade, whatever. Modo, ce să zic, baftă la Oradea, la LAN.
Mulțumesc mult și să sperăm că o să mă vedeți cât mai des. Pe YouTube sau pe... Pe YouTube și pe server. Bun, GG și pentru meciurile de la... De la Super Battles, care a jucat top. Eu am fost, pe mine mă știți, el e Modo. Din nou, vă las socials-urile lui, contul de YouTube, să-i dați și lui sub. V-am pupat, ciao! Salutare!